A fost o atmosferă extraordinară în această seară, mai ales că am revenit pe scenă împreună cu public, chiar dacă la 30% din capacitatea sălii, pentru noi ca artiști a fost o șansă să ne reconectăm cu publicul. Filarmonica din Pitești a fost la înălțime ca de fiecare dată și colaborarea mea cu dirijorul Tiberiu Dragoș Oprea și mi-a făcut o mare plăcere să fiu aici în această seară. Aștept cu nerăbdare să ne revedem număr cât mai mare la Filarmonica din Pitești. În starea de după concert este foarte greu de găsită exprimarea. Sunt foarte greu de găsit cuvintele potrivite pentru a descrie starea emoțională afectivă pe care noi o simțim. Descărcarea energetică nemaipomenită, dar și încărcarea cu aplauzele publicului pe care, iată, din nou îl avem și suntem foarte bucuroși. Datorită lui, noi existăm ca artiști. A fost un concert cu un suflu nou, un nou început. Această orchestră mă surprinde pe mine de fiecare dată, dirijorul ei principal. Ea se reinventează și odată cu ea și eu. Sperăm din ce în ce mai bine, mai multă înțelegere, dragoste și muzică. Un eveniment excepțional în această seară. Ne bucurăm foarte mult că în această pandemie reușim să cântăm chiar și cu sala 30% ocupată. Îl felicit pe violonistul Răzvan Stoica, o interpretare excepțională a concertului de Bruch pentru vioară și orchestră. În partea a doua am avut Sinfonia Italiană de Mendelssohn. Am ales această sinfonie să-l celebrăm pe Mendelssohn. Ieri, 3 februarie, a fost ziua lui, s-a născut în data de 3 februarie, așadar am ales să-l sărbătorim cu cea mai veselă, așa cum spunea el într-o scrisoare către tatăl său, cea mai veselă lucrare pe care a scris-o și ne-a dăruit-o. Vreau de altfel să îl felicit și să-i urez mult succes noului manager Gabriel Niță și să fie alături de noi cu mult, mult succes. Și, de altfel, să nu-l uit pe dirijorul nostru, Tiberiu Oprea, îi mulțumim pentru această seară și pentru această interpretare superbă a Sinfoniei lui Mendelssohn. Felicitările mele merg către colegii ce au urcat pe scenă în această seară, iar mulțumirile către publicul care a umplut până la maximum sala Filarmonicii din Pitești, respectând, bineînțeles, aceste condiții privind pandemia COVID-19. Noi vă promitem că în fiecare săptămână vom oferi concerte frumoase pentru publicul piteștean și vă așteptăm alături de noi să reușim împreună.